Bună seara, bine v-am găsit la subiectul zilei. Sunt Victor Preda și în această seară alături de mine se află redactorul șef al cotidianului Telegrama, Alex Călinoi. Bună seara, Alex, bine ai venit. Bună seara, Victor, bună seara și oamenilor de acasă. Alex, veștile venite dinspre oficialități nu sunt deloc bune. Se pare că de la 1 ianuarie prețul gazelor naturale va crește cu circa 35%. Au fost mai multe declarații contradictorii pe parcursul zilei de astăzi, dar există posibilitatea ca această creștere de prețuri să afecteze inclusiv tariful gigacaloriei. Și până să discutăm despre cât de afectați ar putea fi ploieștenii de aceste creșteri anunțate astăzi, aș vrea să începem cu un scurt istoric al gigacaloriei și știu că tu ești un expert în administrația publică și haide să o luăm de la capăt. La un moment dat, pe vremuri, Ploieștiul avea cel mai mic tarif la gigacalorie din întreaga Românie. Acum lucrurile nu cred că... Și l-a avut pentru multă vreme, până în momentul 2013, undeva prin primăvara anului 2013, Consiliul Local a adoptat o hotărâre prin care, pe de o parte, a majorat prețul de producere și, pe de altă parte, a redus subvenția pe care o plătea bugetul local. Practic a fost un dublu impact pentru ploieșteni, prețul efectiv resimțit de populație, mărindu-se undeva la 45% cu aproximație în acel an. Evident, s-a resimțit pentru prima oară în iarna 2013-2014, era clar că, fiind o decizie luată prin primăvară, în acele câteva luni până în septembrie-octombrie, nu s-ar fi simțit. În schimb, din octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie încolo, s-a simțit foarte puternic, am văzut niște proteste ale ploieștenilor, au fost primele facturi uriașe, venite exact, cum spuneai tu, exact după un moment în care, ani de zile, Ploieștiul era renumit pentru că are cea mai ieftină gigacalorie. A fost o trecere extrem de bruscă de la acea situație la cea de iarna trecută în care ne-am trezit cu toții cu niște facturi foarte mari. Și niște probleme legate de exemplu, noi am făcut o analiză pe luna februarie, luna care, evident, având cele mai puține zile, ne așteptam în februarie să fie un cost mai mic. Ei bine, nu, au fost situații, chiar dacă au fost mai puține zile, chiar dacă temperaturile exterioare au fost ceva mai ridicate, facturi mai mari decât în ianuarie. A fost o analiză pe care noi am făcut-o la Telegrama la vremea respectivă. Probabil acum... influențat de aceste facturi, pentru că mi-aduc aminte, de exemplu, un titlu de ziar, nu mai știu dacă la voi sau în altă parte, dar era un titlu Facturile groazei, ceva de genul acesta. Și într-adevăr, au fost destul de greu de suportat de către ploieșteni. Probabil că influențat și de curentul de opinie și de nivelul la care au ajuns facturile, primarul Iulian Bădescu a anunțat undeva spre sfârșitul lunii noiembrie, undeva acum un an, că, într-adevăr, și dumnealui facturile îi se par foarte mari și că va încerca să aibă niște negocieri cu operatorul de energie termică din Ploiești, tocmai pentru a vedea dacă există posibilitatea de a da aceste facturi undeva în jos. Uh-huh. Acum, am discuții subiectul... care veneau imediat după ce, la câteva luni după ce fusese majorat prețul și fusese redusă și eliminată subvenția. Până la urmă. Bine, ea se păstrează într-o altă formă, există acel ajutor municipal care se dă, pe de o parte ajutorul de la stat, pe de altă parte acel nou ajutor dat de primărie, dar cu niște condiții mult mai restrictive. Înainte primea toată lumea, oarecum indiferent de venituri, de proprietăți, acum s-au băgat anumite condiții care elimină o bună parte a ploieștenilor, în funcție de venit, în funcție de numărul de mașini, în funcție de câte locuințe ai, e un ajutor mai degrabă social. Cam așa am putea să-l încadrăm. Bun, eu am urmărit subiectul și am vrut să văd dacă aceste... N-aveam nicio îndoială că astfel de negocieri cu operatorul de energie termică vor avea loc, pentru că nu-i așa, primarul Ploieștiului anunțase acest lucru. Dar voiam să văd efectele. Ei bine, din păcate, poate am ratat eu, nu sunt sigur, dar nu am văzut nici că niște anunțuri că astfel de negocieri au loc și, din păcate, nu am asistat și nu am simțit pe pielea noastră a ploieștenilor niciun fel de efecte ale unor eventuale negocieri, adică tariful la gigacalorie a rămas neschimbat. Declarația a fost făcută în 28 noiembrie 2013, știind de emisiune, după ce am discutat cu tine astăzi, am căutat în arhiva de comunicate a primăriei Ploiești. Cu toți am spus atunci că e mult prea târziu pentru acea iarnă 2013-2014, da, dar ne așteptam, știind că mai e un an la dispoziție, să existe aceste ședințe. Ele au existat într-adevăr, însă rezultatul concret lipsește în continuare după un an de zile. Anul trecut
cam pe vremea asta a fost făcută declarația, au fost acele ședințe. Operatorul chiar a venit, a fost foarte distractiv, a venit cu un grafic în care spunea noi ani de zile am ținut gigacaloria la prețul cel mai mic. Chiar râdeam cu mai mulți consilieri din Comisia de Utilități a Consiliului Local Ploiești. Zic, ce faceți? Ați devenit statisticieni acum, ne iau ăștia cu declarații de arhivă, adică nu mai sunt valabile. Într-adevăr, discuții au fost, însă rezultatul lipsește și nu doar acea iarnă 2013-2014 a trecut fără să se vadă. Se pare că și în această iarnă o să avem aceeași problemă. Nu o să se vadă niciun rezultat al acelei promisiuni făcute de primar. Un astfel de rezultat al negocierilor, putem spune, a venit acum undeva două săptămâni, ceva de genul acesta, în plină campanie electorală, dar nu îi dau niciun fel de conotații electorale, când am citit, oarecum surprins, am citit un comunicat de presă al primăriei Ploiești care spunea că în iarna 2014-2015 tariful la gigacalorie nu va fi majorat. Ori, știind când că noi discutam de reducere, de un an de zile. Despre reduceri, de un an de zile, despre negocieri pentru reducere, iată, am primit asigurări că nu va fi majorat. Eu personal am fost destul de surprins pentru că, într-adevăr, mă așteptam ca negocierile să mai lasă tu, mai las și eu și măcar acolo 10 lei, dacă s-ar fi putut da în jos tariful de la gigacalorie, tot ar fi fost un câștig pentru foarte mulți ploieșteni. Din păcate, am primit vestea, pe jumătate bună putem spune, că nu va fi majorat. Bun, dar nu știu cât se va putea ține de promisiune primarul Ploieștiului, atâta timp cât, iată, de la 1 ianuarie prețul gazelor naturale va crește și se pare că va crește, evident, și prețul cu care vor fi furnizate gazele naturale către CET-uri. De o întreagă discuție, am auzit astăzi o ieșire a președintelui din Comisia de Industrie și Utilități din Camera Deputaților, care spunea că va exista această majorare odată cu liberalizarea prețului la gaze naturale ca un fel de solicitare a Uniunii Europene. Trebuie să ne aliniem la standardele lor. Noi am făcut asta într-o groază de domenii în care ne aliniem. Ultimul domeniu se pare că e cel al salariilor. Acolo nu ne-am aliniat niciodată, dar în rest la prețuri de fiecare dată, da, ridicăm. Ba, nu, cred că nu numai la salarii. Cred că și la autostrăzi, cred că avem probleme și nu vrem să ne aliniem la servicii da, medicale. Da, prețurile cu care construim autostrăzile. La manuale pentru elevi, cred că iarăși ar trebui să ne aliniem, dar văd că nu ne cer nici europenii și nici noi nu repezim să facem aceste lucruri. Da, la gaze liberalizăm. E vorba, din ce am înțeles, exclusiv de consumul industrial. Adică nu o să-i afecteze, vezi, Doamne, pe cei care au centrale termice, pe consumatorii casnici. Însă poate afecta, culmea, pe cei care sunt racordați la sistemul centralizat de încălzire, pentru că și CET-urile și operatorii din fiecare oraș sunt la rândul lor racordați la sistemul de gaze. Ei plătind mai mult, e normal să se reflecte acea influență și în costul facturilor mai departe către consumatorii casnici. Am văzut astăzi, tot așa, există o discuție întreagă despre trecerea acestor CET-uri și reglementarea situației în sensul ca și companiile care furnizează agent termic folosind gaze să fie încadrate în accepțiunea legii tot la consumatori casnici. Și atunci să nu mai fie afectate de acea creștere de 20. Asta ar fi scenariul optimist. Și să spunem, atunci discuția noastră în această seară nu prea așa are rostul. Dar rămâne partea de gigacalorie. Românul așa este de-a lungul istoriei, pune răul înainte. Pentru că noi așa nu prea suntem obișnuiți să se întâmple lucruri bune. Și atunci ne putem aștepta ca de la 1 ianuarie și CET-urile să fie afectate de această creștere a prețului gazelor naturale. Ceea ce înseamnă că și tariful gigacaloriei va fi majorat. 1. Vom fi cu toții dezamăgiți că primarul Ploieștiului nu își va putea ține promisiunea, sau dacă și-o va ține, nu știm cum va proceda. E greu de suportat pe banii primăriei o astfel de creștere când tocmai a eliminat subvenția, n-ar avea niciun fel de logică. Și mai mult decât dezamăgirea față de promisiunile făcute de primar, vom fi nevoiți să suportăm, nu-i așa, din buzunarele noastre, această creștere și vom plăti niște facturi impresionante la căldură, facturi cu care nu suntem deloc obișnuiți. Am avut deja o creștere cu vreo 43-45%, acum să spunem că vor crește cu 35%, păi vor fi destul de greu de suportat.
Da, discuția oricum își are rostul, chiar dacă în momentul ăsta e la un nivel orientativ, pur teoretic, să zic, da, pur teoretic, da. Cu siguranță e o discuție care își are rostul și în momentul și ăsta eu cred că... Și spun pur teoretic, îmi cer scuze, spun pur teoretic pentru că nici oficialitățile nu s-au hotărât și nu știu ce au de făcut. Au fost tot felul de declarații pe parcursul zilei de astăzi. Ba că și ceturile vor plăti gazele naturale mai scump, ba că ele nu, nu s-au hotărât nici ei. Cred da, că mingea să punem și noi rău înainte și să ne gândim ce ar putea să ne aștepte. Mingea probabil în momentul ăsta e în terenul guvernului care ar putea să reglementeze situația asta. Exact asta am văzut că se cerea. Am discutat și la primăria Ploiești cu oamenii care se ocupă de așa ceva și spuneau că ei fac demersuri la autoritățile de reglementare care la rândul lor discută cu guvernul. Sunt mai multe orașe din țară care încearcă lucrul ăsta, tocmai pentru ca aceste ceturi să fie încadrate la consumatori casnici și să nu fie afectate de acea majorare. Deci e clar că în momentul de față singura salvare ar putea fi o modificare legislativă care să reglementeze mult mai clar situația asta. Pentru consumatorii casnici, tot astăzi am văzut declarația, există de asemenea un program de aliniere la standardele UE, dar de-abia din 2021 va intra în vigoare. Deși atunci, în mod cert, va fi o creștere a prețului la gaze, dar oricum e o perioadă mai îndepărtată în care, să zici, avem timp să ne pregătim. Dar aici vorbim deja de câteva luni în care e cam greu să mai iei măsuri. Asta ar fi cam singura soluție ca guvernul, cel mai probabil prin hotărâre de urgență, să reglementeze cumva situația. Mă rog, situația la guvern, că știm cu toții, trăim în România și vedem ce se întâmplă și în domeniul politic, este un pic incertă cu premierul care abia s-a întors, care are treabă cu bugetul, care deja este întârziat. Mă rog, mi-e greu să cred că foarte mulți oameni din guvern își vor, știu eu, concentra atenția și eforturile către această zonă, nu din indiferență, ci pentru că au treabă în ceea ce privește bugetul, după care urmează trecerea bugetului prin Parlament, susținerea acestuia și trecerea prin Parlament și, evident, vin sărbătorile de iarnă și știm cu toții că atunci tot ce înseamnă oficial din România sărbătorește pentru foarte, foarte multe zile. Și asta mai ales în condițiile în care există o instabilitate politică în momentul de față. Tocmai a fost ales un alt președinte al țării. Guvernul e de o culoare, președintele de altă culoare. Se încearcă în momentul de față o schimbare a majorității parlamentare foarte, foarte probabil și o trecere a majorității înspre partidele de dreapta. Și atunci e clar că guvernul are cumva zilele numărate. Nu se știe când se va întâmpla acest lucru, nu se știe dacă prin schimbarea majorității parlamentare sau prin schimbarea cu da, totul asta, a Parlamentului. Dar asta este politică pură, pe mine. Da, ca, da, politica ca cetățean asta ne afectează pentru că, uite, ajungem în situația de a depinde de o decizie a guvernului și nu se știe exact cine, când asta își va asuma responsabilitatea. Indiferent ce culoare, indiferent dacă e de aceeași culoare politică cu președintele sau nu, lucrurile astea în această situație chiar nu contează. Eu sunt cetățean, sunt client beneficiar al unui sistem centralizat de furnizare a energiei termice. Este absolut firesc să încep iarna cu un tarif și să-mi doresc să termin cu același tarif. Chit că este, mi se pare deja foarte mare și sunt nemulțumit din acest lucru. Dar în timp ce mi se furnizează la un tarif pe care eu îl consider deja mare, mi se furnizează jumătate din iarnă și cealaltă jumătate mă aștept să crească și nu cu un 5%, nu cu un 10%, ci cu 35%, păi eu nu mai știu cum să-mi fac socotările. Veniturile românilor nu vor crește în această perioadă cu 35% și atunci trebuie să-și facă socotările foarte bine și eventual, nu știu, să economisească bani în decembrie, să renunțe la niște cadouri pentru cei dragi, tocmai pentru a economisi bani, pentru a acoperi facturile la încălzire în ianuarie, februarie, martie și poate cine știe aprilie. Iată, am avea 4 luni de furnizare a energiei termice la niște tarife care s-ar putea să fie foarte greu de acoperit și vor crea multe probleme. Și mă gândeam așa, avem, sigur, în situația asta, consilierii locali de la Ploiești nu au foarte multe de spus. Dacă n-au spus ei în momentul în care a fost eliminată gigacaloria, am văzut că subvenția, nu cred că vor, acum chiar nu au ce să facă. Trebuiau să ia atitudine atunci cei care, să spunem, n-ar fi fost de acord. Da, uite, bine, probabil că tariful o să trebuiască să treacă prin Consiliul Local.
trebuie da, uite, să vii. Da, adică nu știu dacă e veste bună sau rea. Vom fi încă o dată dezamăgiți de consilierii locali? Nu, nu știu. Rămâne de văzut. Dar uite, un personaj care lipsește din discuția noastră și de câte ori am discutat cu cineva din consiliul local sau dintr-o zonă oficială despre gigacalorie, niciodată nu a fost pomenit, n-a fost pomenită o, nu e instituție, o asociație. O asociație care trăiește din banii adunați de la asociațiile de proprietari din Ploiești, care teoretic ar trebui să le reprezinte interesele și asociațiilor, dar și proprietarilor din Ploiești, pentru că de la ei colectează banii pe care își desfășoară activitatea, dar care beneficiază din partea primăriei de un sediu ultracentral, dar care lipsește din peisajul public din Ploiești. Și știi foarte bine la cine mă refer, la Uniunea Asociațiilor de Proprietari. De ce mai există această uniune? Ce rol are dacă nu își face auzită opinia, nu își face publică opinia, atunci nici măcar când vorbim despre creșterea tarifului la gigacalorie? Când vorbesc cu oamenii ăștia? La ziua unuia sau altuia dintre ei, își transmit unul altuia la mulți ani, e ridicol. E ridicol. Da, bine, la fel putem spune și despre compartimentele din primărie, că fiecare primărie e obligată să aibă un compartiment intern care să păstreze relația cu asociațiile de proprietari și acolo e aceeași situație. Sunt mai mult orientați pe partea de control, să zicem, în anumite situații, decât pe partea asta efectivă de a supraveghea care sunt problemele și de a veni efectiv și cu soluții. Uite, încercam acum să fac un calcul. Chiar sumele mi se par de-a dreptul îngrijorătoare. Dacă, Doamne ferește, scenariul ăsta pesimist pe care îl facem, există scenariul optimist în care ceturile vor fi considerate consumatori casnici și atunci nu va crește tariful, rămâne să plătim valorile care le-am plătit și iarna trecută. O să fie greu, dar nu mai greu decât iarna trecută. Bun. Dar dacă se adevărește scenariul pesimist la care lucrăm noi acum, atunci tariful gigacaloriei probabil că va crește undeva în jur de 30%, 30-35%. Bun, asta înseamnă acum este 2.400.000 în lei vechi, nu? Ceva de genul acesta. Mai mare. Mai mare. În 600, parcă, 2.600. Asta înseamnă 30%, înseamnă aproximativ 850.000 de lei vechi, adăugați la 2 milioane, undeva aproape de 350 de lei noi o gigacalorie. Cum un apartament consumă mai multe gigacalorii într-o lună de iarnă, o să fie niște valori pe care foarte mulți ploieșteni nu le vor putea acoperi. Da, și venim după perioada despre care vorbeam la început, acea perioadă de mai mulți ani în care Ploieștiul a avut cea mai scăzută, cea mai ieftină gigacalorie, era undeva la 160 prețul resimțit. Era un pic mai mare, dar se compensa prin subvenția de la bugetul local. E mai mult decât dublu. E mai mult decât dublu. În scenariul ăsta. Bun, asta înseamnă că mulți ploieșteni, de 2 ani. Din păcate, să spunem că le va fi, unora dintre ploieșteni le va fi foarte greu, dar vor reuși să acopere factura de întreținere. Alții, probabil în cazul lor, știu eu, un apartament cu 3 camere, cu o familie cu 2 copii, probabil că întreținerea va bate spre salariul minim pe economie. Și probabil că vor fi și cazuri în care oamenii nu din rea voință dar nu vor putea să acopere factura. Și aici mai merită discutat un aspect, o celebră hotărâre tot a Consiliului Local Ploiești privind interdicția la debranșare. A fost aici undeva în mandatul trecut luată, în mandatul ăsta au fost o felul de discuții, a fost din nou o comisie de negociere, mă rog, o comisie de analiză de data asta, nu de negociere, care a avut un raport ușor, nu știu, neconcludent, să-i spunem. N-au fost foarte clare rezultatele, sau mă rog, rezultatele raportului poate, dar n-au fost puse în practică în măsura așteptată de toți. Hotărârea de la bun început a fost una foarte ambiguă, în care se spunea că se creează anumite zone unice în care nu se mai pot debranșa ploieștenii pentru protejarea sistemului centralizat. Că dacă s-ar fi debranșat prea mulți, evident nu mai avea randament sistemul centralizat. Așa, hai să-l păstrăm, să rămânem cu toții, vrem, nu vrem, în sistem. Cam ăsta a fost raționamentul la vremea respectivă. Numai că era atât de ambiguă hotărârea aia, încât practic îi dădea operatorului posibilitatea să taie și să spânzure, să decidă singur cine se debranșează și cine nu. Și evident că operatorul avea tot interesul să te țină în sistem. Absolut justificată atitudinea operatorului dacă îi se dă această posibilitate. Și atunci ploieșteanul care nu poate acoperi factura
la încălzire. Nu se poate debranșa, ce soluție mai are? Nu, se creează un cerc vicios, practic, în care tu nu-ți poți plăti factura, nu poți să renunți la ea, că ești obligat să o plătești. Se creează niște restanțe la nivelul asociației de proprietari, ajungi cu restanțele alea din ce în ce mai mari, operatorul te amenință că îți sistează furnizarea, așa, și se creează un întreg cerc vicios. Și practic, penalitățile curg întregului bloc. Nimeni din bloc nu are căldură, vecinii se uită urât la cel care nu își poate plăti, nu din rea voință, ci pur și simplu pentru că veniturile nu îi permit, nu reușește să-i acopere factura, și atunci o situație absolut tensionată în bloc. Omul spune, domnule, aș vrea să mă debranșez, dar nu mi se dă voie. Ce să fac atunci? Este o situație așa, un pic ciudată, pe alocuri cred că am putea să ne gândim chiar la Kafka. Și pe vremea când Ploieștiul avea cel mai mic tarif la gigacalorie, eram anunțați pe timpul verii că din perioada sezonului rece foarte multe asociații au rămas cu restanțe la plata agentului termic, iar totalul restanțelor era oricum o cifră absolut impresionantă. Păi, dacă atunci era așa, asta înseamnă că acum, când vorbim despre o majorare cu 45% și, Doamne ferește, de o altă majorare de la 1 ianuarie, putem chiar să ne speriem de iernile care vor veni și să așteptăm cu mare nerăbdare sezonul cald. O să fie și oricum, probleme mari. Acel ajutor despre care vorbeam, dat de primărie, acoperă o foarte mică pondere din această sumă totală. Nu cred că poate fi folosit ca argument de către autoritățile locale, așa cum au făcut-o anul trecut. Eu sunt sigur că... domnule, noi am dat am creat un alt set de criterii, încât și cei de la case, de exemplu, se poate beneficia, și aici e chiar un lucru lăudabil. Dar sunt destul de restrictive criteriile alea, adică s-au limitat undeva la câteva mii până în 20.000 de gospodării, să spunem, la nivelul municipiului. Eu sunt sigur că nu sunt chiar cum ar trebui, pentru că eu am mai făcut, iarna trecută, am mai făcut niște emisiuni pe acest subiect, speriat, îngrijorat oarecum de creșterea tarifului de la gigacalorie, și știu că atunci m-a sunat o doamnă, mi-aduc aminte perfect, o doamnă în vârstă, o doamnă pensionară, care îmi spunea, domne, mie mi-a venit întreținerea mai mult decât pensia. Și era speriată, păi ce fac, din ce mai mănânc, din ce îmi cumpăr medicamente, este groaznic. Și femeia avea dreptate. Nu poate nici să renunțe la serviciile acestea, să spunem, sau la o parte din ele. Dom'le, uite, eu am un apartament cu două camere, nu mă obliga să-mi vând apartamentul, să mă mut într-o garsonieră, dar uite, într-un apartament mă stabilesc într-o singură cameră, renunț la, mă debranșez în celelalte, în camera cealaltă, și știu eu, în bucătărie, păstrez doar caloriferul din camera în care trăiesc și cel din baie. Și atunci, evident, că scade și valoarea facturii. Nu-i se permite acest lucru, nu are bani să acopere, e greu de gândit ce poți să faci în astfel de situații. Mulți ajung, din păcate, săraci, să știm că există legea care spune că, domne, dacă 3 luni nu plătești întreținerea, există posibilitatea ca asociația de proprietari să te acționeze în instanță. Practic ajungi să muncești jumătate de an sau un an ca să plătești încălzirea de iarnă. Încălzirea de iarnă, da. Mă rog, sau să, în cazul pensionarilor, neapărat să muncești, dar să strângi banii toată perioada asta. Alții strâng bani să plece în concedii la Dubai, să zicem, și pensionarul nostru o să strângă bani ca să-și poată permite să plătească întreținerea și să mai aibă și câțiva bani de medicamente și mâncare pe timp de iarnă. Păi, uite, poate asta ar fi o variantă, să ne mutăm cu toții în Dubai pe timpul iernii. Acolo e cald. Acolo este cald și bine. Nu știu cât e de scump, dar mă gândesc că mai scump ca la Ploiești nu prea are cum să fie. Îți mulțumesc, Alex, că noi, din păcate, nu mai avem timp să discutăm. Să dea Dumnezeu să fie asimilate ceturile la consumatorii casnici și să nu fim nevoiți să plătim de la 1 ianuarie un tarif la gigacalorie majorat cu, știu eu, peste 30%, pentru că asta ar pune capac și ar face viața în Ploiești foarte, foarte grea. Îți mulțumesc încă o dată pentru prezență, dar și pentru toate informațiile pe care le-ai oferit telespectatorilor noștri. De asemenea, vă mulțumesc și dumneavoastră. Ne revedem mâine seară la subiectul zilei. Până atunci, toate cele bune!